Oameni buni, la prima vedere, Rare și Sofia Budmălai sunt niște copii absolut obișnuiți. Cei doi moșteneți însă spiritul antreprenorial al tatălui lor și au pășit curajos în fața leilor, hotărât să obțină investiții pentru ideile pe care vor să le transforme în afaceri. Vreau să-i vedem puțin de tot într-un fragment din ediția din această seară a emisiunii Imperiul Leilor, iar apoi îi primim și aici în platou. Bună seara, leilor și levoicilor, mă numesc Rare și am venit aici să vă prezint noua mea afacere, Esențial Pero Casas. Am ales un segment de piață încă neacoperit în Europa de căsuțe de lux pentru câini, pentru a salva la multor vieți de câini vagabonzi. Frumos în partea ta, Rare. Acum să vin întrebările. Wow! Wow! Tare de tot! Tu ești copil sau om de afacere? Ambele. Este om de știință deja, Rare, și tu ești om de știință. Câți ani ai? Dacă ar fi să-mi zic, mi-aș pune antreprenor, copil și inventator. Sofia este sora mea mai mare. Sofie, introduce-te. Bună ziua, sunt foarte entuziasmată să fiu aici. Am foarte multe emoții. Sofie, ești și tu parteneră cu Rareș? Nu, am făcut-o diriguitor. Ce este acela un diriguitor? Fel de secretar. Să zic puțin așa, Sofie, postul ei. Sofie de secretară diriguitoare. Deci, eu am venit aici să vă prezint afacerea mea, jucării din porcării. Așadar, tinerii viitori antreprenori de succes, Sofia și Rare și Budmălai, sunt acum aici să-i primim cu aplauze! Money, 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 must be funny, in the rich man's world. Perfect, perfect! Haideți să luăm un loc aici. Copii, în seara asta vă vedem la Imperiul Leilor. Da. I-ați dat pe spate pe lei. Am văzut acolo, nu înțelegeau. Voi sunteți copii sau oameni de afaceri, nu? Ambele. Ambele, perfect. Iar aici, deci asta este afacerea voastră. Cuștii de lux pentru câinii mandicoși? Da, dar nu e a noastră, e a lui. Deci... Asta e afacerea? Da, a lui și a mea e jucării din porcării. Jucării din porcării. Stai că o luăm pe rând, așa, da? Da. Stai să vedem. Povestește-ne tu, Rareș. Câți ani ai? 10 ani, mulți înainte. Și cum ți-a venit ideea să faci cuști de pentru câini? Pentru câini așa, cu pretenții, nu? Pentru câinii mofturoși. Păi tata proiectează case de lux și eu, fiind un mare iubitor de animale, am decis să fac și eu căsuțe numai pentru câini. Deci tatăl tău face case de lux pentru oameni, da? Da. E arhitect, nu? Da. Așa? Iar tu proiectezi căsuțe pentru căței, de lux. Da. Foarte tare. Și spune-mi, ce are cușca asta specială, adică față de alte cuști? Clar, arată altfel. Arată altfel, da, asta e, arată altfel și are materiale mai faine și poate să fie și o piesă de mobilier în casă. Perfect, poate să fie și o piesă de mobilier, dar știi ce vreau să te întreb? Câinele înțelege că trebuie să urce pe acolo, pe rampa aia și să meargă ușor, ușor spre pe locul unde o să doarmă? Aia e decât așa de styling, el urcă pe acolo. Da. Deci el urcă pe acolo, arată-ne, prezintă-ne cușca, dacă tot ai venit aici. Păi, cățelul n-are cum să intre pe aici. Da, m-am gândit că asta e. Și el urcă pe aici, pentru că intrarea e și în față și e intuitiv. Păi și vreau să te întreb ceva, cușca asta are aer condiționat, are încălzire în pardoseală? Încă nu-i dotat, dar s-o dotăm. Da, o să-i pui și tabletă, ceva? Că mă gândesc că pentru câinii ăștia, îți dai seama, fițoși, trebuie să aibă doar. Și aici sus ce? Aici pot, de exemplu, dacă o pui lângă bancă, lângă banchetă, pardon, poți să-ți pui cotul aici și să pui cărți și alte chestii aici. Adică tu poți să stai în casă aici, să citești o carte, câinele stă acolo, nu? Da. Perfect, super tare. Și vreau să te întreb, tu acum ai 10 ani, când crezi că o să faci primul milion de euro? 18. La 18 ani? Uh-huh. Eu cred că mai repede, că ești foarte tare. Ești curajos așa. De seară te vedem la Imperiul Leilor. Și am înțeles că tu faci și roboței? Da. Roboței? Ce roboței? Ia, arată-mi un pic, apoi vreau să-mi... De exemplu, ăsta e un roboțel care am rezolvat una dintre problemele pentru că sunt pus să mă împătru hainele. Da. Deci ăsta împăturește haine robotul tău? Da, adică tricouri. Stai că... Aranjează-l fără absolut nicio problemă, liniștit. A mers. Stai să pun chestia aici. Deci asta e invenția ta? Da, total. Bravo, dar cum ți-au venit ideile astea? Că totuși ai 10 ani. Păi nu știu eu unde îmi vin. Uite, pune pe masă aici, poate e mai ușor de folosit. Ia să vedem. Deci la tine a plecat toată povestea când ți-a zis tatăl tău odată: Rareș, ai împăturit tricourile. Știi, sau aleu, ce mă fac?
Și atunci ai început să îți gândești un aparat care să-ți împăturească tricolele. Dar mai ai făcut din locuri de Lego. De Lego? Este Lego care se numește Lego Technic și Lego Mindstorms ăsta, care, să zic, e un pic mai complex și poți să faci lucruri mai avansate, să zic așa. Uite, apăs pe butonul ăsta și se împăture. Și aici am un tricou pe care tata să-l verifice și zice că e ok. That's fine. Ia mai bag o dată, că trebuie și mie aparatul ăsta. Deci, ai dat drumul la comenzi? Da, apăs pe butonul din Nu, dacă ai dat drumul la comenzi, să comandăm și eu și Ciu, că avem nevoie. Da, vreau și eu. Adică noi vrem să cumpărăm. Da. Noi suntem clienții tăi. O să fac un produs. Asta e decât un prototip. Și o să-l fac pentru că Sofi și-a dorit imprimată 3D. Și o să-l fac din imprimată 3D. Știți? Asta doar tricouri împachetează? Și maieuri poți să faci. Și lucrez la alt robot mai mare, pentru că tata a fost foarte dezamăgit că nu poate să-ți facă și el tricourile cu el, pentru că motoarele astea nu sunt așa de puternice pe cât par și nu încape tricou de adult aici. Și? Și m-am gândit, mi-a venit o idee foarte ingenioasă, zic și eu și tata. Îl fac mai mare și o să pun tricoul, să zic că ăsta e pentru oameni mari. Îl pun așa. Aici vin niște balamale aici și balamao de aici și împătură tricoul așa și după aceea cu bucata asta îl împătură așa și tot iese, numai că să fie mult mai mare și să iasă mult mai frumos tricoul. Da. Ești foarte tare, Rare, și pe cuvânt. Pe mine m-ai convins. Bravo. Mai e și altceva în proiect? Cine nu? Mai am făcut foarte mulți roboți, nu știu, vreo 10, o mână robotică și unul care merge pe o pistă neagră. Mm-hmm. Perfect. Sigur o să mai auzim de tine și o să te vedem la tot felul de târguri, de invenții și așa mai departe. Tatăl tău, îl văd în spate, n-are cravată, că poate făceai un robot care face și nod la cravată. Era așa asta o idee. Să trăiți, tata! Foarte tari copii, foarte tari. Sofia, ia povestește-ne și tu. Deci fratele tău a venit aici, ne-a prezentat despre ce este vorba. El are 10 ani, tu câți ani ai? 12. 12 ani, da? Jucării din porcării, adică? Adică jucării din gunoaie. Și le-am zis porcării fiindcă rima. Din gunoaie? Da, din tot ce aruncăm în general, noi și copiii. Și poți să vă știu ce jucăria e aici din gunoaie? Da, am adus aici unul din paie, cel mai simplu și cam preferatul meu. Din trumpai, îl tăiați, aveți nevoie de un pai, o forfică și o gură care suflă și tăiați în V, da. În sus, cu capătul în sus și haideți să vă arăt ce face. Și ce face asta? Asta e, deci ăsta e un pai pe care îl aruncai, dar da. Tu poți să-l refolosești, adică îl tai așa, în sus, da, cum ai făcut-o aici, da. Și... și îl transformi în fluier, ceva. Am înțeles. Da, dacă vrei. De asta făceam și eu din păpădie. Vorbeam la păpădie și scuze. Perfect. Aha. Ne plige puțin. Da. Perfect. Și altceva ce mai faci? Deci toate astea sunt din lucruri pe care de obicei le-ai arunca. Jucării, da. Din porcării. Da. Sună și tare de tot asta. Da. Și ce mai ai aici? Ce mai faci? Ce porcării mai ai? Păi am tot ce-mi trebuie ca să fac alte. Păi okay. Și uite, din sticlele astea de plastic ce poți să faci? Păi mai multe experimente. Pot să fac un fel niște șerpișori din bule, adică tai capătul aici, iei un prosop de hârtie, sau nu un prosop, o cârpă, da. O legi cu un elastic și faci detergent cu apă într-un bol. Ce tare. Și apoi pui aici și sufli și pui și colorant alimentar și iese colorat, e foarte fain. Deci practic toate lucrurile pe care tu le folosești din lucrurile pe care noi le aruncăm, de fapt devin jocuri, nu? Da, și da, devin tot felul de obiecte cu care te distrezi. Dar ție de unde vin toate ideile astea? Păi am văzut că cam mulți copii își pierd timpul în fața ecranelor și îmi plăcea și foarte mult să lucrez cu mâinile și să fac crafturi. Și atunci am zis, hai să învăț copii, fizica și chimie, da, ce mai faceți așa în 2021? Nu, mi-e place asta, hei! Da,
din chestii pe care cu toții le putem găsi prin casă. Da, uite, lucrurile te ajută, adică fizica, matematica, chimia te ajută ca să faci treburile astea și pe Rareș. Da. Adică e bine copiii să meargă la școală să învețe, pentru că apoi poți să-și dezvolte, eu știu, creativitatea și imaginația pe tot felul de lucruri, nu? Da. Tu ai pagină de Instagram? Nu, eu nu, fiindcă nu prea am voie. Avem de Facebook, amândoi. Da, de Facebook? Da, Rareș și Sofia Butmălai, pentru... adică două diferite, Rareș, deci, Rareș și Sofia Butmălai, da? Așa pe Facebook, da? Da. Am înțeles că tu citești și mult Rareș? Da. Care și cartea ta? Și tu, iartă-mă, și tu. Care e cartea ta preferată, Rareș? Capitan la 15 ani, de Jules Verne. Și a ta? Sherlock Holmes. Da? Și cam cât citiți așa pe săptămână? Trei cărți. O carte. Tu o carte și tu trei cărți pe săptămână? Da, dacă le citesc repede dacă îmi plac, dacă e ceva manual de mate, nu. Și le citești repede, da, nu? Da. Bravo, știi că sunteți foarte tari? Da. Voi vă înțelegeți bine ca frați? Da, dar avem și momente în care ne certăm. Da, asta mă întreb și eu, adică mai sunt discuții, nu? Da. Da. Spune-mi ce te enervează cel mai tare la sora ta. Nu știu. Îți strică lucrurile? Strică roboții? Se bagă... Da, îmi intră în Lego și nu-mi place. Asta te scoate din sărită, este? Da. Iar pe tine ce te enervează cel mai mult, Sofia la Rareș? Că vorbește prea mult. Okay. Vorbește mult, mult? Da, da, foarte mult. Te scoate din sărită asta? Da. Nu poți să te concentrezi la letale? Exact, da. E nervant, Rareș. Da. Cineva care înțelege. Cât de simpatici sunt. Enervant, Rareș și Rareș. E, mă rog, cineva care nu înțelege. Dar voi nu vreți să faceți și un proiect împreună? Să lucrați la o invenție ceva împreună? Inițial am vrut să facem jucării împreună, împreună, dar m-am dat afară. După aia nu, l-am dat afară. L-ai dat afară din firmă? Da. De ce? Fiindcă, v-am zis, vorbește mult și nu, când făceam vlogurile, când făceam videouri, da, era nervos. Și te-ai scoatea din sărite asta? Da. Da. Dar lasă, că acum știi ce? Fiecare cu afacerea lui, fiecare pe drumul lui și să știți că sunteți niște copii foarte tari. Mulțumim. Pe cuvânt, sunteți niște copii senzaționali, iar oamenii vă pot căuta, Sofia și Rareș Butmălai pe Facebook și vă văd de seară la Imperiul Leilor, acolo unde vă duceți cu ideea voastră de afaceri. Să-i vedeți pe lei, da? Da. Succes, ce să vă zic, baftă. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mi-a părut bine că v-am cunoscut. Robotul ăsta vrei să-l iei acasă sau ne-l lași nouă? Nu mă mai gândesc. Okay. Trebuie să dați și bani pe el. Muncă și timp și... Ciucă a zis că trebuie să dăm și bani pe el. Păi nu avem bani să-l cumpărăm, dar să-l închiriem. Plătim să-l închiriem. 50 de lei pe oră. Mulțumesc. Lasă că le pachetez eu, cât. Îmi place, deci aveți spiritul ăsta antreprenorial. Deci la negocieri care e șeful? Eu, la magazin tot timpul eu negociez. Ok. Nu adevărat. Ba stai da, în spate. Eu. Nu, tu stai în spate. Și-ți cumpăr bombonele. Nu, nu-mi cumpăr bombonele. Cred că a început cearta între acționari. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem pe copiii ăștia minunați. Vedeți la Imperiul Leilor de seară, Sofia și Rareș și Butmălai. Felicitări copii, bravo. Mulțumim.